rugăciunea lor în biserică duminica este o mărturie a învierii lui Hristos. Am ipachipisti și ne-a stăsitul lui Hristu, spre fie a fi materite, a fi de materite de parășia. Dacă avem credință în învierea lui Hristos, trebuie să mărturisim și mărturisim această credință prin prezența noastră în biserică. O rescurație cum a să se decrisia, cum a pus inisia, adică te la nu mai crezut. Poate că adesea mergem la biserică doar din obișnuință și nu înțelegem exact ce facem acolo. Ala iizia e parușia nas. Iizia e zidii, prefina. Ne-a imaginat în biserică, pe de altă parte, chiar prezența noastră în biserică este o mărturie a credinței noastre. E gusti și azi o mi-a teorest din urmata. N-am apierut și știu în astfel încât eu, ca și creștin, îmi sacrific două ore pe săptămână pentru a fi prezent în biserică și a da mărturie despre credința mea. Fiu ca să nasă posați cu RTT-ul, e gine teresie, e nasă postul. Astfel încât fiecare dintre dumneavoastră care vine aici, devine egal cu apostolii. Anexat de tatăl de Morfomenos, cu Morfomenos, la Xeria Crepostului Evangheliu, multe parușesc dumneavoastră, indinea materială, indiferent dacă este o persoană educată sau mai puțin educată, prezența sa în biserică este o mărturie apostolică. Le mersi greu că apostolii din aftim cu milusia de apostolul. Spunem adesea că apostolii erau cei care vorbeau despre Hristos întregii lumi. Asta e monoaftim, aftim cu martelul pe Tizoitus. Dar apostolii nu au făcut doar acest lucru, ei au dat mărturie despre învierea lui Hristos chiar prin viața lor. Caftu care te zice, dar și acest lucru îl faceți și dumneavoastră prin viața dumneavoastră, chiar dacă nu vorbiți, chiar dacă nu propovăduiți. E parușia sa, simtime material, chiar cu simtime material. Prezența dumneavoastră în biserică este o mărturie apostolică. Astfel încât aceasta va avea o influență asupra întregii lumi. E de vedeți filosofos Nietzsche? Un filosof numit Nietzsche, era un filosof ateu foarte mândru pentru necredința sa. E de ghe ani cristianii, martirusa, teocolii, pentru prosopotus, din Anastasie, mi puste în fiu pistefie. Anghii cristianii, martirusa, pentru prosopotus, din Anastasie, pentru Hristu, să-i fiu pistefie, să-i fiu pistefie. Dacă creștinii ar da mărturie despre învierea lui Hristos, chiar prin viața și persoana lor, ar fi mai credibili. Deci, zelți a creierul de acolo, lor, cu la lor, chiar nu mă duc materia, dar nu te prosopot, iscarazmus, fenii, epidra, și scumpos. Astfel încât nu ar fi nevoie de foarte multe cuvinte, ci doar prezența noastră și bucuria noastră pentru învierea lui Hristos ar fi suficientă să convingă lumea că aceasta, într-adevăr, s-a întâmplat. Asta e canonia apostolului, eu pot să a fost totuși trucați cu Leodatul în Simena. Acest lucru l-au făcut și apostolii, după cum l-au făcut și apostolul Luca, pe care îl sărbătorim astăzi. Cu cătate din Palatul Sinita, metodă sinodotus de spondromotul de Marus, Chetus Sinantis Hristos. Și care, conform tradiției, a fost pe drumul spre Emaus și în acel drum, alături de un alt ucenic, i-a întâlnit Hristos. Că anagnorii s-a metat cu Hristos, în clasicul a și și-au dat seama că este vorba de
jertfa sa, prin acceptarea suferinței, chinurile la care a fost supus. Deci, i-a fost lui de nimovizor de capostului cu Iisus Hristos, cu Iedomii Constant, cu Iisus Hristos, cu Iisus Hristos. Astfel încât urmașii lui Hristos nu au fost doar cei 12 apostoli, ci cei 70 de ucenici ai lui Hristos. Ala, ca se creștea, ca literea ghinii apostoli. Ci fiecare creștin este chemat să devină un apostol. Când ai famos, nu se spune din Evanghelie. Din Evanghelie, ce se spune asta? Astfel încât să aplice în viața lui prin Evanghelia ca o mărturie a mierii. Pentru caracteristică, aftoptis materia, vine ca... Iar lucrul caracteristic acestei mărturii este bucuria. Eți, ene de o gheru, dar nu sunt ea, dar spesia nu sunt ea, nu sunt ea, nu sunt ea, nu sunt ea, nu sunt ea. Starețul de la mănăstirea Simonos Petras, de unde vin eu, ne spunea pe când încă trăia că un creștin adevărat nu poate să fie trist în gândurat tot timpul. Ca pe o spune nimeni, nu sunt ea, cineva care este în continuu trist, nu crede cu adevărat în Dumnezeu. Zendezi, dator, mai este un polimos, dar fi cele epistemii sunt eu, Hristos, mă să se nu este posibil să fii trist și în același timp să crezi că Hristos ne-a salvat din moarte, ne-a mântuit de la moarte. Iată, tu mă rog, practic, cu problema de mântuit, cu căci singura problemă adevărată a omului este chiar moartea. Se spese pe tot sănătul, la ta la problema, carta economică, carta economică, carta de tipul a făcut ce-a preferat. În relație cu moartea, toate celelalte aspecte ale vieții noastre devin secundare, cele legate de nevoile economice, de problemele de familie, toate devin secundare pentru că toți vom muri până la urmă. A avut vorba de să nu fiți o dată problema ta, satanistică. Mâine aș putea să mor și toate celelalte probleme rămân așa, dispar, nu le mai pot rezolva. Ala mentre n-am dat să asist cu Hristos, m-a spus că s-a făcut un sanator. Și ne chizi omenea pe seama mea, dar nu e sanator, e hipnos. Dar odată cu învierea lui Hristos, chiar dacă murim, de fapt nu murim cu adevărat, ci adormim în Domnul, este vorba mai degrabă de o adormire, de un somn, până la a doua venire a lui Hristos. A fost veni partitia sanatos, dar e bolisticos, o sanatos, și ne-am pierdut, dar fost astfel încât moartea devine o trecere spre viața cea adevărată. Că ții, tu care ai trecut creștinul, ine a fi cara la Iisia zis din pragmatichizui cu ine eonia. Astfel încât adevărata bucurie a creștinului este aceea că el poate să trăiască deja de ca cu viața veșnică. Chiar tot cu cadrul meu, iar așa nu-i povestea din chelia chestionau, ine la și asta facem de fiecare dată când venim la Biserică Duminica și anume să pregustăm Împărăția Cerurilor, să pregustăm viața veșnică. Și asta e cara, la Hristos, asta e tot, de tu Sagius, de pe Vasilia, de pe unul, să mă sugerisi cara, e o lecție frumoasă. Iar această prezență noastră în Biserică, înaintea lui Dumnezeu, împreună cu toți Sfinții Săi din Cerul Galiturie, ne va face să fim bucuroși, fericiți, veseli, întreaga săptămână care urmează. A fost asta și comenta, și de chise de casă de domnată de aia, că dacă să gemi și de cara, a fi parcă să ne nou. Acest lucru vi doresc și vouă să veniți săptămâna cel puțin, ca să fiți umpluți de această bucurie pe care să o păstrați întreaga săptămână în viețile dumneavoastră. Deci, ai bine să te opus la Apostolul Lucas, Apostolului. Astfel încât să deveniți, asemenea Apostolului lui Luca, pe care îl sărbătorim astăzi, să deveniți și dumneavoastră apostoli. Coris la creație, la treche de protocolul, menul de a se dus din Polis astăzi în România. Să-i strânei apostoli. Astfel încât, chiar dacă nu este nevoie să plecați în călătorii misionare în întreaga lume, puteți fi apostoli rămânând aici în orașul dumneavoastră Arad, în România, și să fiți totuși urmași ai apostolilor. Vieți pe voi fi asasca din sindromii ori autopisto, e Eclesia de Borsita, Eclesia de Vasile, Eclesia de Vasile, astfel încât, prin contribuția dumneavoastră, Biserica va putea să strălucească în lume. Iată, Eclesia de Nineie, Elisca,
biserica fierii și de episcop. Căci biserica nu este compusă doar din preoți și arhierei, din episcop, ci este compusă preponderent din credincioși. E ca să episcop și o fiu apus, e de peste noi, iar fiecare credincios, chiar și cel mai simplu, este responsabil de viitorul bisericii. Aceasta se spune, că ziceau că te spuse că sunt de masă. Lucrul acesta vi-l doresc și vă cer totodată să vă rugați pentru mine. Imiți tu agendorul și poți să formă astea eu lucru cosmul, astea din lumea. Noi pe Sfântul Munte Atos ne rugăm pentru întreaga lume. Aceasta este sarcina noastră. Alla riposefima sta piacimono al ipistiza ma sbuifisum, riposefete sposefesus. Dar rugăciunea noastră se realizează doar dacă și credincioșii ne ajută prin rugăciunile lor. Si o casena sbetisesi putu esesi o Theos in pronia du Theu, echi afto castigon et in Ecclesia, che esist un cosmo, che evista monasteri. Și fiecare dintre dumneavoastră, la locurile aveți o responsabilitate față de biserică, la fel și noi avem alte responsabilități pe Sfântul Munte Atos. Căci, mă stăm ia ecogenia, e la soma, chesti în Elada, chesti în România, că conducul din ia Eclesia, e la soma Turis. Astfel încât și în Grecia, și în România, formăm o familie mare, și anume trupul lui Hristos, biserica. Știți eu, dacă e în iercul pe zoprotul fără ai vostru Polisos, vedem eu tot Xenos, astfel încât chiar dacă vin pentru prima dată în orașul dumneavoastră, nu mă simt ca un străin, pentru că vin în Biserica Ortodoxă și sunt acasă. Căci să se comentă, cara, avea nitic cara, pe doxologia spuseului, apoi este zuleiesc. Astfel încât vă doresc să aveți o bucurie neîntreruptă și să dați slavă lui Dumnezeu pentru toate darurile sale. Amin. Amin. Thank you.
mântuiască ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne nădăjduim pentru tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor, și ție, Mărire și